hoție și prostie. Pentru că omul ăla, arbitrul ăsta, nu trebuia să facă asta. E a treia oară, când acest Hermannstadt fură. Hermannstadt fură împotriva oricărei echipe. I-a furat pe Târgoviște, i-a furat pe aia dinainte și pe noi. Pentru că trebuia roșul la Dâlbea, să-ți de acord? Yep. Al doilea galben la Dâlbea, când l-a călcat pe Haru sau nu știu. Deci a fost un roșu acolo, dar asta, ultima fază, a fost o prostie incredibilă. Ce să facem noi, botoșani? Încercăm să jucăm fotbal, exact, nu suntem nici noi cea mai bună echipă din lume. Dar când te fură în halul ăsta, ce poți să faci? Spuneți dumneavoastră. Nu știu, mie, vreau să vă întreb un lucru și, pentru că, vedeți, toate lucrurile astea au într-un fel o înlănțuire și duc către anumite personaje din zona arbitrajului a Federației Române de Fotbal. Pentru că, vedeți, când în prima etapă ați văzut penaltiul pe care l-a primit voluntariul în meciul cu Gazmetan Media și arbitrat de Chivulete în prima etapă? Nu știu. Dacă e tot așa, că asta înseamnă Chivulete, trebuie scos din arbitraj. Noi îl avem, penaltiul respectiv este aproape că este mai ridicol. Nu știu dacă e, nu. Cred că totuși ce s-a întâmplat astă seară este e mai rău. Dar a inventat un penalti, după care, atenție, etapa următoare, Chivulete este dat rezervă la un meci al CFR-ului. Adică el nu este suspendat după această partidă. A arbitrat toate meciurile. A fost la toate meciurile. Atenție, deci după penaltiul ăla din prima etapă. Și acum eu întreb, e întâmplare? Nu. Ori complet tâmpit sau idiot, ori e o păcătură. Punct. Deci nu poți să pui un nebun să-ți conducă o stare. Înțelegi? Poți să fii un om normal. Aici nu poți să pui un asemenea... Nu vă aud bine, domnul... Da. Deci, încă o dată, eu nu cred că este o întâmplare. Este o făcătură. Omul ăsta ori este chiar prost, ori a vrut să o facă, Dumnezeule. Nu pot să dai, pot să vă spun, sunt atât de iritat și dezarmat. Am încercat fotbal. E adevărat că un gol întâmplător în prima repriză. După aia am făcut fotbal. Ce să spun eu echipei mele? Spuneți dumneavoastră. Când Chivulete, minutul 98, îți dă o lovitură, plus că ei trăgeau de timp, parcă erau făcut să întâmple asta. Și la urmă dă o lovitură de un ușor, care, bineînțeles că Harut rămâne cu șechele 20 de ani. Când un asemenea arbitru, cum îl cheamă pe el, Chivulete. Chivulete. Nu poți să faci așa ceva. Poate și o să facă în continuare, pentru că nu este suspendat. Arbitrează bine, mersi, sau în cel mai rău caz, sau fericit, depinde cum privim, este rezervă, deci nu mai abarem întreg. Deci poate, uitați că poate. Da, n-am ce să fac decât să spun ce să fac, să mă retrag de aici. Mie se jenă, mie se rușine, sunt campionatul de fotbal, credeți-mă că n-am niciun chef să mai vorbesc la televizor sau în altă parte. Suntem într-o lume în care, dacă pui un asemenea intizit, dar de ce nu îl pui o dată, domnule, părtă la televizor să spună cum am greșit, domnule, acolo? Să-și trapună paie în cap, cenușă în cap. Am greșit, domnule. Numai cu oamenii ăștia, copiii la Botoșani, chiar au vrut să joace seara asta. Au încercat fotbal. Când îți dă un asemenea gol în 94, ce poți să mai faci? Haideți să vă spun eu o chestie. Sunt zboruri conform cărora va fi chiar promovat acest arbitru. Da, va fi trecut pe lista FIFA. Pe lista FIFA, da. Da, păi să-i dăm un premiu de normă asta, de legalitate, de eficiență, habar n-am. Deci o greșeală atât de mare, dar nimeni nu poate să-l întrebe. Eu spun că ne scufundăm în fotbalul ăsta și mi se pare că Hermannstadt are o pecete foarte complicată de meciuri cumpărate. Punct. Cumpărate? Aproape, dar 2-3 la Târgoviște au avut niște greșeli impardonabile, tot de arbitraj. Tot împotriva lor, mi se pare. Tot pentru ei, pardon. Nu poți juca așa. N-ai cum să faci fotbal dacă noi, odată și odată, nu ne oprim cu asemenea lucruri. Da, știți ce e ciudat, domnule Iftime? Senzația era că se stopaseră. Adică aveam impresia, realmente am avut impresia, cel puțin să spunem acum vreo 3, 4, 5 ani, că... Ok, se greșea, dar nu trăiam cu senzația asta că există echipe avantajate. Senzație cu care mărturisesc că trăim și noi aici, văzând suita de erori pro-Hermannstadt. Exact. Și atunci întreb, ce s-a putut întâmpla, ce s-a putut schimba de acum 4-5 ani până în momentul de față?
Aici simplu s-a schimbat patronul acolo. Haideți în serios. Nu are nicio legătură cu fotbalul. S-a schimbat oamenii ăștia, dacă într-adevăr Chivulete pune mâna la așa ceva, eu spun că trebuie să ne oprim cu fotbalul. Și așa e pandemie și așa nu sunt spectatori. Mai bine ne oprim. De ce ne uităm la asemenea mascarade? De ce? Nu mai bine ne oprim, ne facem fiecare treaba, ne apucăm de altceva, haideți să facem poezie, să dăm mâncare la găini, să creștem fluturi. De ce să facem fotbal să ne prostească un asemenea individ? Serios!